La romi este mult mai colorată, veselă decât la români. Femeile poartă toalete foarte colorate și sclipitoare pe care le accesorizează cu multe bijuterii din aur. Muzica la nunțile tradiționale este cea lăutărească. Se întâmplă de multe ori ca familia să nu fie de acord cu relația tinerilor, iar băiatul fură mireasa, se ascunde undeva câteva zile, după care anunță familia unde sunt. Din cele mai multe ori, tinerii sunt primiți în sânul familiei, dar se întâmplă și cazuri în care părinții tinerilor nu se înțeleg cu familia fetei.